Tudor Chirilă, specialist în Irina Rimes. În primul rând, felicitări, pentru că e o piesă foarte grea și care mie personal nu-mi place. Cred că asta altui rostul muzicii pe pământul ăsta, cel puțin pentru mine. Ați cântat foarte bine, dar pentru că ați cântat tot timpul foarte sus, mi-ar fi greu să-mi dau seama ce timbru aveți. V-ați armonizat foarte mișto. Nu am ce să reproșez momentului. Doar că de la voi către mine n-a ajuns un pic de emoție. Smiley. Mie mi-a plăcut. Era destul de complicat să vină și cu o chestie sensibilă pe piesa asta. Mi se pare că e o piesă care e toată în forță. Da. Și cred că doar asta s-a urmărit. Care cântă mai tare, care cântă mai în forță, care ia nota de mai sus. Cam așa a fost povestea, dar a fost chiar un duel, adică a cântat una, după aia a cântat cealaltă. Asta e că eu știu mai tare, asta e că eu pot mai sus, eu pot floricica asta mai bine, nu știu ce. Adică chiar arăta ca un duel. Felicitări, fetelor, aveți voci spectaculoase amândouă. Nu, ce să zic, mie mi-a plăcut. Există vreun câștigător în acest duel pentru tine? Foarte bune amândouă. Eu nu pot să departajez. Teo. Piesa asta, Mama Knows Best, este una dintre piesele pe care le-am cântat o vreme lungă prin concursuri. A fost un moment într-adevăr demonstrativ, bun, de calitate. Și vă mulțumim pentru momentul ăsta. Și la tine egalitate? Da. Nu, chiar nu n-aș ști să mă pronunț. Ai văzut că zic dacă știu, acum chiar sunt încurcată. Irina, grea treabă o să ai. Denis, prietenul... Da. Numărul 1 al Irinei. Măi, mi se pare că la Valeria au lipsit un pic... încrederea acolo pe joase, când te-ai dus, ai făcut fluturașe jos, s-a și văzut pe fața ta că un pic am scăpat aici. Dar overall a fost foarte bine. Ați avut super chimie. Bravo, felicitări! Mamă! Ai văzut, ți-a dat un mic procentaj, acel 0,008%. Irina, ești pe picioarele tale. Decizia Irinei Rimes este... Thank you.
Înainte de a spune cu cine merg mai departe, vreau să spun colegilor mei că oricare dintre aceste două voci este o achiziție bună pentru orice echipă. Dar ai de luat o decizie până vor lua decizia ceilalți antrenori. Riana. Riana Rusu merge mai departe la Vocea României în echipa Irinei Rimes. Iată decizia ei, a Irinei din această seară. Rianei nu-i vine să creadă. Cântecul ăsta mi se pare că nu prea e cu despre emoție neapărat, dar despre... spectacol, show. Despre acrobații vocale. Uh-huh. Și cred că Rianei i-au ieșit mai bine un pic. Da. În rest, nu mi s-a părut că a fost mare diferență între ele, amândouă au fost puternice, dar Rianei i-au ieșit mai bine acrobațiile. Și noi tot cu Riana, dacă am fi mers. Adevărul este că acest concurs este o rampă de lansare pentru mine și faptul că am trecut mai departe, faptul că nu am trecut neobservat înseamnă foarte mult pentru mine. Sunt foarte bucuroasă să mă aflu aici pe scenă și îmi pare foarte bine că am avut ocazia să interpretez anume acest cântec, pentru că Irina știe, mie îmi place foarte mult de el. Dar știu că mai am foarte multe de învățat și încă mai multe să le arăt pe scena aceasta. Și de vrei ce? Să o faci în echipa oricărui antrenor? Da, aș vrea. De aceea voi zice, decizia antrenorilor este... este aceasta și o luăm ca atare. Felicitări ei. Mulțumesc. Felicitări Valeriei Engaliceva. Felicitări Irinei Rimes. Bravo. Sunt foarte mândră de tine, foarte, foarte mândră.